Mult. Mergem chiar acum în direct, doamnelor și domnilor, la seria de mini-conferințe Longevity Now din cadrul Longevity Forum. Urmărim ce se întâmplă acum în direct acolo. Fest, mă bucur să fim împreună cu atâția oameni care sunt interesați de o viață lungă și bună. Este un eveniment pe care Antena 3 CNN, împreună cu Longevity Magazine îl organizează astăzi, aici în Herăstrău, unde sunteți așteptați cu toții, cei care vreți să aflați nu doar secrete, ci sfaturi foarte utile. Împreună cu colegile mele, Andreea Cigulea, Mihai Tănase, o să moderăm o parte dintre dezbaterile acestei zile și zilei de mâine, împreună cu Monalisa Popa, redactorul șef al Longevity Magazine, și cu doamna Frăsineanu, care reprezintă Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. O să vorbim despre interesul tot mai mare față de această temă, dar vedetele sunt toți cei care sunt interesați de viața lor. Și împreună cu Andreea și cu Mihaela, așa cum vă spuneam, o să vă spunem cine va fi pe scenă astăzi, cine vor fi cei care vor face prezentările la toate standurile de aici, din jurul nostru. Așa că, Andreea. Bine v-am găsit, îmi pare foarte bine că fac parte din acest proiect. Astăzi o să discutăm niște teme foarte interesante. O să vedem dacă bătrânirea se tratează sau se previne, până la urmă, dacă bătrânețea este o boală sau nu. Și o să dezbatem acest subiect și o să așteptăm și întrebările celor din public apropo de această temă. O să vorbim și despre diagnosticarea precoce, care salvează vieți, și cât de important este să prevenim orice boală, nu neapărat să o tratăm. Și desigur, un subiect care îmi place mie foarte tare o să fie cel despre mintea noastră și despre starea de bine, despre echilibrul dintre minte și suflet și ce ar trebui să facem astfel încât să avem un creier cât mai longeviv și să gândim optimist, pentru că până la urmă acesta este secretul longevității, unul dintre secretele longevității. O să aflați toate ponturile și o să avem și o hartă a longevității în România, despre asta o să vă spună lăcrămioara mai multe detalii, dar până una alta o să o rog pe Mihaela să ne spună cine va vorbi astăzi, pe cine vom găsi aici între noi și mai ales care sunt speakerii internaționali, dar și cei din România, care ne ajută să trăim mai mult și mai bine. Bun găsit, vă spun și eu, sunt onorată să fac parte din echipa acestui proiect, care reprezintă un eveniment unic ce reunește cei mai mari specialiști din domeniul longevității, de la care vom afla care sunt cele mai inovative soluții de încetinire a procesului de îmbătrânire și ce metode avem pentru a interveni corect și la timp, pentru a ne păstra starea de sănătate, pentru a avea o viață lungă și sănătoasă, așa cum ne dorim cu toții. Așadar, am plăcerea să anunț participanții la acest eveniment pe parcursul celor două zile și o să încep cu doamna profesor Andreea Maier, care are o expertiză profesională de excepție în domeniul longevității. Doamna profesor este director al Centrului de Longevitate Sănătoasă din cadrul Universității Naționale din Singapore, unde este și profesor de medicina îmbătrânirii. De asemenea, doamna profesor predă gerontologia la o renumită facultate din Amsterdam. Este și director al Diviziei de Medicină și Îngrijire Comunitară de la Spitalul Royal din Melbourne și președintele primei asociații de medicină a longevității din lume, Healthy Longevity Medicine Society. De asemenea, este membru al mai multor comitete internaționale academice. Activitatea domniei sale se concentrează pe studiul mecanismelor de îmbătrânire și a bolilor legate de vârstă, iar concluziile la care a ajuns au fost făcute publice în cadrul Longevity Forum. Puteți merge acolo, intrarea este gratuită, vă întâlniți cu specialiști din domeniul sănătății care vă vor da sugestii avizate despre cum să aveți o viață lungă și sănătoasă.